și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi, în sfârșit, se întâmplă să îmi fac curaj să filmez și eu colecția de parfumuri. Și spun în sfârșit pentru că mi-a trebuit ceva timp să îmi fac curaj să strâng toate parfumurile la oaltă și să mă așez aici în fața camerei să vă vorbesc despre ele. Știu că sunt peste 50, am încetat să mai continui numărătoarea, sunt foarte multe, le am într-un coșuleț pe picioare, sunt foarte grele, sunt câteva kilograme bune, nici nu voi încerca să le ridic pentru că nu pot. Dacă mai auziți ceva zgomote de fundal, să știți că sunt vecinii mei care se mută și îmi cer scuze pentru zgomotele care se vor mai auzi din când în când. Dar, revenind la colecția mea de parfumuri, Vreau să vă spun că acestea sunt parfumuri pe care le-am adunat în timp, și pot să vă spun că nu mă gândeam vreodată că o să ajung să am atât de multe parfumuri. Dar am descoperit că îmi place foarte mult să descoper arome noi și să le asociez cu diferite întâmplări, cu diferite uh, ocazii. Așa că ceea ce voi face astăzi este să vă prezint așa pe scurt fiecare parfum din colecția mea, dar nu vă voi spune notele acestora sau cum persistă, ce siaj au, vă voi spune strict cu ce le asociez eu și cam ceea ce îmi transmite mie parfumul respectiv. Nu le voi lua într-o ordine anume, dar o să încerc să țin clipul acesta cât de scurt posibil. Sper eu să fie unul sub o oră. Acestea fiind spuse și pentru că văd în fața mea ce mă așteaptă pentru următoarea oră, să spunem, zic să trecem la treabă. Și primul parfum cu care vreau să încep este un parfum vesel, și voi începe într-o notă veselă. Este vorba despre Biga de la Chopard din colecția Happy. După cum îi spune și uh, numele colecției, acest parfum este un parfum vesel, un parfum care îmi transmite așa o bună dispoziție. Este un parfum pe care l-am adus în colecția mea acum câteva luni și de-abia aștept să îl port în sezonul ce va urma. Haideți să continuăm tot într-o notă așa veselă și să vorbim despre un parfum pe care eu îl numesc pălărielul nebun. Și o să înțelegeți imediat de ce spun asta, pentru că este vorba despre Tuili de la Hermes O Poavre. Aceasta este varianta pe care eu o am. Este varianta care îmi place cel mai mult, mai mult decât cea originală. Îmi place foarte mult sticluța acestui parfum, capacul care este sub forma unei pălăriuțe. Pentru mine acest parfum este casarea și piperul. Are acea notă de piper pe care îmi place să o simt pe pielea mea. Haideți să continuăm cu un parfum care reușește să mă transpună în trecut, mai exact în perioada adolescenței și este vorba despre Today de la Avon. Este un parfum floral foarte frumos, un parfum pe care eu îl asociez, nu știu de ce, cu o mireasă. Îmi amintește de asemenea de o vecină care știu că purta acest parfum tot timpul și când simțeam mirosul acesta categoric îl asociam cu ea. Îmi place foarte mult și deși nu-l mai folosesc chiar atât de des, îmi place să-l am în colecție și cu siguranță nu voi renunța la el niciodată. Continuăm cu un parfum intrat destul de recent în colecția mea. Este un parfum de la Valentino, Voce Viva Intensa, cred că așa se numește. Am varianta aici de 50 de ml, este apă de parfum. Am mai avut o variantă de 10 ml, dar pe aceea i-am dăruit-o mamei să-l încerce și ea. Îmi place foarte mult sticluța acestui parfum, este elegantă, sexy, dar și parfumul în sine îmi place și este singurul parfum pe care l-am în colecție de la Valentino. Cu siguranță voi mai pune mâna pe alte parfumuri pe care le am în plan. Un alt parfum care îmi amintește de perioada liceului este tot de la Avon. Este vorba despre Tomorrow din gama Today Tomorrow Always. Acesta îmi place cel mai mult și drept dovadă l-am și folosit. Este un parfum cald, oriental, pe care îl port și cu siguranță îl voi recumpăra atunci când îl voi termina pe acesta. Următorul parfum este un parfum pe care l-am primit de la Andrea Ichim anul trecut în soapul nostru de Paște cu Secret Bunny. Este vorba despre Bespoke cu pere și cu ambră. Este un parfum care îmi place mult pentru toamnă, este gurmand și m-a surprins destul de uh, mult pentru că persistă destul de bine pe pielea mea. Aștept să vină toamna să îl port din nou pentru că nu l-am portat chiar atât de mult pe cât mi-aș fi dorit. Următorul parfum este din punctul meu de vedere un parfum atemporal. Este un clasic, dacă aș putea să-i spun așa. Este vorba despre My Burberry de la Burberry. Eu am varianta de 50 ml și deși nu l-am cumpărat de foarte mult timp, chiar l-am folosit pentru că îmi place. Este un parfum floral, simt ceva note de piersic aici și cred eu că poate fi cu ușurință un parfum semnătură. Următorul parfum este un parfum misterios, aș îndrăzni să spun, dar în același timp și un parfum sexy. Este vorba despre Mont Paris de la Yves Saint Laurent, dar varianta intensă. Sticluța este feminină și parfumul în sine este unul foarte frumos. Este un parfum al contrastelor, delicat și feminin în deschidere, dar pe măsură ce se așează pe piele, acesta devine un parfum puternic și misterios. Este varianta pe care eu o prefer, de aceea se și află la mine în colecție. Un alt parfum pe care îl am în colecție și care îmi place pentru vară este un parfum ușurel de la Juicy Couture, Viva la Juicy Gold Couture. Știu, îi lipsește capacul pentru că atunci când ne-am mutat aici, nu știu ce s-a întâmplat cu el, l-am pierdut, dar nu mă deranjează pentru că oricum fundița aceea mi se părea prea mult. Deja parfumul în sine este foarte colorat și încărcat. Acesta este un parfum gourmand cu mult caramel, cu foarte multe fructe, foarte ușor de purtat din punctul meu de vedere. Este un parfum tineresc și îl asociez cu fratele meu pentru că da, l-am primit de la el acum 2 ani cam așa. Mai departe, vorbim despre un parfum de suflet, un parfum pe care l-am primit de curând de la iepuraș. Știa că mi-l doresc foarte mult și mă bucur că l-am primit. Este vorba despre Versace Cristal Noir. Acesta este un parfum pe care l-am mai avut, dar pentru mine parfumul acesta este unul dintre acele parfumuri nelipsite din colecția mea și asta pentru că acest parfum strigă a mama pentru mine. Îl asociez categoric cu ea, este parfumul pe care ea îl poartă și este un parfum care întâmplător face să îmi placă și mie și îmi place chiar foarte mult. Nu îmi va lipsi niciodată din colecție și este un parfum puternic, exact așa cum o văd și eu pe mama mea, o femeie puternică. Mai departe, continuăm cu un parfum pe care l-am cumpărat de curând. Este vorba despre cașmir de la Chopard. Am tot varianta mare de 100 de ml. Nu știu de ce, nu mă întrebați, dar pe mine sticluța acestui parfum mă duce cu gândul la Aladin nu pot să-mi dau seama de ce fac eu această asociere, dar este un parfum cald, gurman, săvârșit. Cum s-ar spune curcubeu pe celul gurii, o tartă cu caise, piersici și cu foarte mult zahăr vanilinat presărat pe deasupra. Acolo mă trimite pe mine cu gândul acest parfum. Un alt uh, parfum pe care îl consider un parfum de suflet și asta pentru că l-am primit de la persoane dragi mie, dar uh, și pentru că acest parfum este într-adevăr o poezie pentru suflet, este vorba despre A Drop Dissé de la Isemia îmi place foarte mult. Uh, acesta, mă bucur că l-am în colecția mea, este un parfum care striga primăvară, este un parfum curat, este liliac pur. Aș vrea să simt mirosul acesta tot timpul, dacă s-ar putea. L-am folosit foarte mult până acum și cu siguranță îl voi mai folosi atât timp cât primăvara va fi încă prezentă. Următorul parfum este un parfum pe care l-am cumpărat acum câteva luni bune. Nu am reușit să-l port foarte mult. Este vorba despre Mongerland de la Gerlan. Are 50 de ml, varianta pe care o am eu aici. Este varianta intensă, pentru că da, aceasta este varianta care îmi place mie cel mai mult. Este un parfum minunat, cu o notă foarte, proeminentă de vanilie, dar și ceva lavandă. Și credeți-mă că dacă nu sunteți fan ai parfumurilor cu note de lavandă, acest parfum sunt sigură că va reuși să vă facă să vă schimbați puțin pe percepția despre ceea ce înseamnă nota de lavandă în parfumuri. Continuăm tot cu un parfum de la Guerlain pe care l-am primit anul trecut de ziua mea, și m-am bucurat tare mult. Este vorba despre Shalimar Suflu de Parfum. Este apă de parfum, 50 de ml. Are o sticluță foarte frumoasă. Parfumul în sine este foarte frumos. Bineînțeles, un parfum cu foarte multă vanilie. Mie îmi plac parfumurile dulci. Aceasta este varianta mai ușor de purtat, a spune. Varianta originală nu-mi place, cel puțin la acest moment nu este pentru mine, dar sunt sigură că pe parcurs mi se vor mai schimba percepțiile despre anumite parfumuri. Un alt parfum pe care îl iubesc la propriu este Kenzo Jungle, l elefant de la Kenzo. Am tot o variantă de 50 ml, pe acesta chiar l-am purtat. Îmi place foarte mult, este un parfum puternic, cald, condimentat. Foarte multe condimente are acest parfum. Este un parfum care se lipește de piele, este un parfum care ține de cald, este un parfum care îmi transmite un sentiment așa de căldură și eleganță în același timp. Un alt parfum care se află la mine în colecție și care va fi la mine în colecție pentru totdeauna. Este un clasic, aș putea spune. Este un parfum care uh, se bucură de popularitate, un parfum foarte lăudat, dar în același timp este și un parfum care îți place sau nu îți place. Este vorba despre Alien de la Mugler sau Thierry Mugler. Îmi place foarte mult acest parfum. Foarte multă iasomie. Simt în el un parfum floral care nu cred că are nevoie de prea multe laude sau prea multe cuvinte. Un alt parfum pe care îl port, în special în anotimpul rece, este de la Hermes Elixir de Mervei. Am o variantă de 50 ml, și pe acesta l-am primit de ziua mea, anul trecut. L-am purtat ceva, este nevoie doar de câteva pufuri pentru a-și face simțită prezența. Este un parfum care strigă a iarnă. Este un parfum pe care eu categoric îl asociez cu sărbătorile de iarnă pentru că ceea ce simt eu în acest parfum este o coajă de portocală ușor amăruie, și nu știu de ce, dar acest parfum, și cred că am mai spus asta, mă duce cu gânduri la marmelada englezească. Este un parfum foarte frumos și mă bucur că l-am în colecție. Un alt parfum este Sakura de la My Geisha și pe acesta l-am purtat, îl am de prin decembrie, l-am cumpărat atunci când am fost în România îmi place, îmi place foarte mult acest parfum. Știu că atunci când vine vorba despre parfumurile de la My Gay și apărerile sunt împărțite și știu că aceste parfumuri au reușit să nască controverse de-a lungul timpului, dar Ceea ce vă pot spune despre el este să nu vă lăsați cumva induși în eroare de numele acestui parfum, pentru că nu este nici de cum un parfum floral. Eu îl văd mai degrabă un parfum dulce, ușor pudrat, care duce mai mult în partea aceea de gurmand, nici de cum în partea florală. Dar chiar și așa îmi place și are o persistență moderată, a spune. Următorul parfum pentru mine reprezintă libertate, reprezintă prospețime, reprezintă uh, natură. Este vorba despre Gucci Bloom, Aqua di Fiori de la Gucci. Este varianta mare și cred că aceasta este apă de toaletă. Pe pielea mea persistă foarte bine și parfumul acesta, ori de câte ori îl miros, și nu mă satur să fac asta. Cu siguranță, atunci când se va termina, voi cumpăra o altă sticluță, la fel de mare, pentru că îmi place foarte mult. Mă trimite cu gândul la perioada în care eram mică și mergeam la bunica la țară și mergeam în picioarele goale prin iarbă. Foarte mult îmi place acest parfum. Un alt parfum care pot spune că este cam în aceeași categorie cu Alien de la Mugler. Este și Tom Ford Black Orchid. Am aici varianta mare de 100 de ml. Știu că și acesta este un parfum care îți place ori nu-ți place, nu există cale de mijloc cu acesta, dar pe mine nu mă deranjează. Pe pielea mea se așează foarte frumos. Este un parfum pe care îl port de regulă atunci când vreau să mă simt puternică. Este un parfum elegant, este un parfum misterios, un parfum puternic care necesită foarte multă atenție atunci când îl purtați. Trebuie să știți să purtați voi parfumul acesta și să nu vă poarte el. Un alt parfum din colecție, care la fel este un parfum nelipsit, de data aceasta am o variantă nouă și asta pentru că mi-am dorit tare mult să o încerc. Este vorba despre Black Opium de la Yves Saint Laurent, dar am varianta Extreme, dacă nu mă înșel, da? Mi-a plăcut această variantă mai mult decât varianta originală, pentru că în acest parfum se simte categoric mai mult nota de cafea pe care eu o iubesc în parfumul și o caut de regulă, dar spre deosebire de varianta originală, acesta este mai puțin floral, aș spune. Un parfum pe care îl iubesc și l-am purtat foarte mult, deși dacă v-ați uitat așa puțin la sticluța spune că spun prostii și că nu este așa, dar am mai avut o variantă de 10 ml și din acest motiv vedeți sticluța încă întreagă. Este vorba despre The Only One de la Dolce Gabbana. Este un parfum gurmand, caramelicios, este uh, un parfum elegant, este un caramel latte, foarte dulce, dar pe care mă bucur că l-am încă în colecție. și mă mai uit în jos tot timpul pentru că nu știu exact când se va închide camera și nu vreau să am surprize. Următorul parfum este un parfum minunat, un parfum pe care îl iubesc la momentul actual. Este vorba despre ut Cafe de la Mansera, varianta de 120 ml, să-mi ajungă, să fiu sigură că am. În acest parfum am reușit să găsesc în sfârșit nota aceea de cafea pe care eu o caut atunci când vorbesc de note de cafea în parfumuri. Este o notă de cafea realistică, o notă de cafea foarte uh, plăcută. Îmi dă o stare de bine, o stare de fericire acest parfum. Așa că mă bucur că îl am în colecție și este un parfum pe care. Ar trebui și voi să-l aveți în colecție dacă iubiți parfumurile cu note de cafea. Trecem la un alt parfum care îmi amintește de asemenea de perioada liceului și cred că și de perioada de sfârșit de școală gimnazială, pentru că cam de pe atunci am început să-l port. Este vorba despre Little Black Dress de la Avon. Parfumul acesta este aproape nou. O singură dată l-am folosit, dar nu mă îndur să-l folosesc, și asta pentru că știu că în prezent cei de la Evan au cam schimbat formula parfumurilor, și din ce am înțeles, parfumurile lor nu ar mai fi atât de persistente. Ei bine, acest parfum se află în colecția mea de mai bine de șapte ani și persistă. Este exact acel parfum pe care eu îl știu încă de prevemea când am început să îl port. Următorul parfum este un parfum minunat și la propriu și la figurat. Sticluța, în primul rând, îmi place foarte mult. Este vorba despre L'Appetit Rob Noir de la Guerlain. Am varianta de 50 ml, da, apă de parfum. Pentru mine parfumul acesta este o cireașă, ușor amăruie, sigur de la notele de migdale și nu știu de ce, dar pe mine mă duce cu gândul acest parfum la un alt parfum de la Lolita Lempica. Și acela știu că are note de cireșe și ceva note de lemn dulce, dar în parfumul acesta nota aceea de cireașă, se simte foarte bine și nu este nimic artificial. Continuăm cu un parfum pe care l-am cumpărat recent, dar despre care vă pot spune că m-am îndrăgostit iremediabil. Este un parfum care striga eleganță, a feminitate, un parfum vanilat, gurmand. Este vorba despre Elixir Pur El de la mubusa. Sticluța este una foarte frumoasă, elegantă. Nu am ce altceva să vă mai spun despre acest parfum. Sau mai bine spus aș mai avea încă ceva, să vă spun că este un parfum care ar trebui mai des adus în atenția noastră pentru că este un parfum bun și ieftin. Următorul parfum este un parfum Uh, nici nu știu cum să îl descriu. Un parfum puternic, un parfum uh, specific lui Mugler. Este vorba despre Humanity. E drept că la acest parfum nu prea-mi place lanțul acesta, dar sticluța în sine este frumoasă. Este el cam gălăgios, dar... Uh, ce credeți, nu doar sticluța este gălăgioasă, ci și parfumul în sine este, din punctul meu de vedere, unul gălăgios. Și nu știu de ce, atunci când îl port, mă face să mă simt, nu știu, ca și cum aș avea o armură. Este un parfum puternic cu care eu mă înțeleg foarte bine. Notele acelea de smochine sunt minunate. Să trecem acum și la un parfum mai. Ușurel, un parfum care pentru mine strigă a curat, a prospețime, un parfum pe care îl văd purtat vara, când sunt căldurile acelea foarte mari, după duș, este vorba despre Toy de la Moschino, aceasta este varianta care îmi place cel mai mult, cicluța în sine este foarte jucăușă, nu știu de ce, dar eu asociez acest parfum cu o cămașă albă proaspăt spălată. Asta îmi spune mie parfumul acesta. Și este un parfum pe care îl văd purtat și de către o adolescentă. Continuăm cu un parfum care a fost o lungă perioadă de timp parfumul meu semnătură și încă se află la mine în colecție și așa va rămâne, va fi pentru totdeauna în colecția mea. Este vorba despre uh, Dilan Blue Pur Fam de la Versace. Deși sticluța te-ar duce cu gândul la un parfum oriental, nu este nici pe departe așa. Parfumul în sine este foarte ușor de purtat, floral. Este un parfum uh, care poate fi un parfum semnătură și un parfum pe care îl văd purtat pe tot parcursul anului. Mai departe. Un parfum foarte frumos, jucăuș, dulce de la Dolce Gabbana, din gama Dolce, este vorba despre peony, pentru că îmi plac notele de bujor și le caut în parfumuri. Nu aveam cum să ratez acest parfum, pe care l-am tot purtat în ultima perioadă și pe care îl iubesc. Este un parfum feminin, un parfum care îmi transmite foarte multă voioșie, îmi dă o stare de bine și este un parfum plăcut. Nu are cum să nu îți placă acest parfum. Următorul parfum, să ne menținem tot pe linia aceasta cu sticluțe Mov, este Green Tea Lavender de la Elizabeth Arden. Am varianta de 30 de ml pentru că aceasta a fost singura variantă pe care eu am găsit-o. O sticluță micuță, dar foarte frumoasă, și parfumul în sine este unul foarte frumos. Și cred că în acest parfum am descoperit cea mai frumoasă notă de lavandă de până acum. Este o lavandă dulce, aromată. Un parfum perfect pentru zilele călduroase și mă bucur că îl am în colecția mea. Și ca să continuăm tot cu un parfum de la Elizabeth Arden, am aici și Green Tea Pear Blossom. Un parfum gurmand, un parfum fresh, aș putea spune, este preferatul meu din această gamă Green Tea. Îmi place mai mult decât varianta originală pe care am avut-o, dar bineînțeles că am terminat-o. Este un parfum care mă trimite categoric cu gândul la o livadă de peri înflorită. Acolo mă trimite pe mine cu gândul acest parfum. Continuăm cu un alt parfum de la Guerlain din gama Aqua Alegoria, Erba fresca se numește, am varianta mare pentru că este o apă de toaletă, parfumul acesta nu persistă el uh, foarte mult, dar este un parfum fresh și este un parfum pe care eu îl asociez cu un mojito. Acolo mă duce pe mine cu gândul, foarte multă mentă, lămâie, lime, este o mentă uh, foarte aromată, un parfum în care îmi doresc să fac baie. Un alt parfum este un parfum pe care l-am primit într-un swap cu Cristina Preda. Am cer scuze dacă se mai aud diferite zgomote, dar tot cad sticluțele de parfum. Este vorba despre un parfum de la Vioris, apă de parfum Black Flower. Cam așa arată sticluța acestui parfum. Am încercat să-l folosesc de câteva ori, dar pot spune că parfumul acesta este un parfum care nu mi se potrivește momentan. Nu știu de ce, dar simt că nu este pentru mine, cel puțin nu acum, nu în perioada aceasta. Nu spun că pe viitor nu pot schimba Părerea despre acestea, dar momentan nu este pentru mine. Și la modul cel mai sincer vorbind, nu știu de ce sunt atât de lăudate aceste parfumuri, pentru că mie mi se par niște parfumuri destul de banale, care nu au nimic special. Este într adevăr un, un parfum pe care l-am testat și l-am într o variantă din aceea de 10 ml, dar cu toate acestea se află în colecția mea și mă bucur că am avut totuși ocazia să testez și parfumuri de la un brand românesc. Următorul parfum este un parfum de la Montal, Ristretto Intens Cafe, un extract de parfum. Este parfumul meu cu trandafir și cafea. Sau mai bine spus cu cafea și trandafir, pentru că nota de cafea domină trandafirul care se află în acest parfum. Un parfum foarte persistent și mă trimite cu gândul instant la o cafenea acesta. De fiecare dată când îl port acest lucru îmi vine în minte. Următorul parfum este un parfum care atrage foarte multe complimente, cel puțin de fiecare dată când l-am purtat. A trebuit să existe o persoană care să mă întrebe cu ce parfum te-ai dat. Este vorba despre libre de la Yves Saint Laurent. O sticluță absolut minunată. Îmi place foarte mult cum îmbrățișează acest logo, sticluța parfumului. Mirosul este unul plăcut, foarte feminin. Îl văd ca fiind un parfum semnătură, este un parfum ușor de purtat, este un parfum feminin cu flori albe și vanilie, dar și cu ceva note de lavandă. Un parfum absolut minunat și pe care atunci când îl voi termina, cu siguranță îl voi recumpăra în varianta full size. Trecem acum la un parfum curat și despre care vă pot spune că Mă bucur tare mult pentru că l-am descoperit. Este vorba despre un parfum de la Clean, Blonde Rose. Se numește apă de parfum, un parfum floral, moscat, un parfum curat, un parfum cu o infuzie de trandafir foarte frumoasă. Ceea ce pot spune despre aceste parfumuri este că, într-adevăr, sunt parfumuri care au un miros unic, dar îmi cam displace faptul că acestea sunt puțin cam scumpe și aș vrea să cumpăr mai multe din această gamă, dar prețul mă cam dă înapoi uneori. Următorul parfum este Erbai par L'Occitane de la L'Occitane. Acesta este un parfum care pentru mine strigă a natură, este un parfum care mă trimite cu gândul la mediul rural. Este un parfum minunat, un parfum verde, dar este o iarbă verde proaspăt cosită, dar cu ceva note de dulceață, pentru că este totuși ușor dulceac, nu duce înspre categoria aceea de verde, proaspăt, fresh în adevăratul sens al cuvântului. Dar îmi place foarte mult pentru primăvară acest parfum. Următorul parfum este de la Maison Margiela din gama Replica. Am varianta mică de 30 de ml, Coffee Break se numește. Un parfum cremos, un parfum care îmi transmite așa o stare de liniște, un parfum cozy. L-am purtat ceva și vă pot spune despre aceste parfumuri că sunt parfumuri pe care le vreau în colecția mea, dar nu mi le doresc în varianta aceea full size. Și asta pentru că la capitolul persistență nu se descurcă foarte bine și consider că nu este cazul să dau atât de mulți bani pe parfumurile din gama aceasta. Este un latte cu vanilie, este un parfum mai intim. Este o cafea cremoasă. Și cu asta cred că am spus tot despre acest parfum. Un alt parfum pe care l-am în colecție și pe care mă bucur că l-am descoperit. Este un parfum de la Banana Republic, Peony and Peppercorn. Parfumul acesta este roz, miroase roz. Este un parfum care conține note de bujor, dar un parfum curat, un parfum unic. Este un parfum care mă intrigă foarte mult pentru că deși este un parfum floral Persistă foarte bine, este un parfum ieftin și parfumul acesta este varianta mai ieftină a unui parfum de la Richels Flor de Limalaya. Dacă l-ați încercat pe acela sau dacă aveați de gând să-l cumpărați, v-ați să încercați mai întâi acest parfum pentru că este mult mai accesibil și din punctul meu de vedere persistă mult mai mult decât acela. Pentru că da, și pe acela l-am avut la un moment dat și... Uh, nu-l mai am acum în uh, colecție. Următorul uh, parfum este de la Lancome, cred, da? Trezor Midnight Rose. Un parfum elegant, un parfum uh, puternic, dar în același timp și uh, delicat. Este un uh, parfum pe care îl văd purtat într-o seară romantică, un parfum dulce acrișor, îl văd purtat la o ținută elegantă, pentru că asta mi transmite mie parfumul acesta, eleganță și da, îmi place. Următorul parfum pe care îl am în colecție, intrat de curând, este tot un parfum de la Banana Republic cu cireșe negre și ambră. Un parfum minunat care își așteaptă rândul pentru a fi folosit. Cu siguranță îl voi purta în toamna ceva urma, pentru că este un parfum minunat, un parfum gurmand, dulceag. Este varianta mai dulce a, a mult cunoscutului Bacara Rouge. Acesta este un Bacara Rouge cu puțin mai multă a, notă de cireașă. Un alt parfum pe care îl am în colecție este de la Balenciaga Flora Botanica, un parfum verde și pot spune că acesta este parfumul care m-a făcut să văd puțin diferit notele de trandafirii din parfumuri. Este cu siguranță parfumul pe care îl am în colecție cu cea mai rece notă de trandafir. Este un parfum pe care îl văd purtat într-o zi ploioasă pentru că este un parfum rece. Un alt parfum pe care îl am în colecție și pe care îl iubesc este de la Giorgio Armani, Terra di Gioia. Este un parfum minunat, un parfum cald, potrivit pentru vară, bineînțeles. Este un parfum care te face să miroși bine Un parfum pe care îl văd potrivit pentru uh, purtat la birou Pentru că nu este un parfum care să te copleșească Este un parfum care se contopește cu pielea și te face să te simți bine Mă bucur că l am în colecție și cu siguranță îl voi purta vara aceasta Un alt parfum cald pe care îl am în colecție un parfum minunat. Este de la Guerlain Terracotta Le Parfum. Varianta mare. Acesta este apă de toaletă, dar nu mă deranjează. Sticluța acestui parfum este minunată. În acest parfum simt acea notă de cocos și nu știu de ce, dar pe lângă această notă simt că acest parfum ar avea și ceva note de smirnă îl simt așa ușor aromat, ușor dulceag. Îmi place foarte mult ceea ce resimt eu în acest parfum și știu că nota aceasta de zmirnă pe care eu o simt și pe care o regăsesc în acest parfum nu se regăsește printre notele listate ale acestui parfum, dar asta înseamnă să fim diferiți și să percepem parfumurile diferit. O altă creație minunată de a lui Guerlain. Un alt parfum solar, cald, care categoric mă trimite cu gândul la soare, la sezonul cald, este și ter de lumier de la Loxita. Sticluța este foarte frumoasă, mă trimite cu gândul la ceva cald, solar, exact cum vă spuneam. Parfumul acesta se așează pe piele ca și cum ar fi o rază de soare care te încălzește. Este un parfum feminin și perfect pentru anotimpul cald din punctul meu de vedere. Un alt parfum pe care l-am în colecție și care categoric mă trimite cu gândul la ceva vintage, la ceva vechi, este vorba despre cabotin de gre, Vă spun sincer că acest parfum nu este un parfum după care să întind mâna. De două ori l-am folosit și cam atât am încetat să-l mai folosesc și asta pentru că îmi cam dădea dureri de cap. Atunci când îl miros la atomizor, da, îmi place foarte mult, este un parfum floral, un buchet de flori, pentru că nu știu să disting ce note se află în compoziția acestui parfum. Nu îmi place capacul acestuia, este unul foarte Eftin din punctul meu de vedere, dar trecem peste acest aspect. Știu că este un parfum pe care multă lume îl îndrăgește. Este un parfum bătrânicios din punctul meu de vedere și. Cu siguranță acesta nu va fi purtat de către mine în viitorul apropiat. Cu toate acestea o să îl păstrez în colecție, chiar dacă nu este un parfum după care să întind mâna, pentru că este un parfum clasic. Un alt parfum despre care vă pot spune că îmi pare rău că nu ajung să îl port mai mult decât mi-aș dori, este vorba despre tuberose en neroli de la Jeanne en Provence. Un parfum foarte feminin, un parfum floral, un parfum cu foarte multe flori albe, pe care îl văd purtat de către o mireasă. Este un parfum cu o sticluță foarte feminină și nu știu de ce mă duce cu gândul la o colivie. Acolo mă trimite pe mine cu gândul. Este un parfum pe care îl văd purtat la o ținută lejeră, vara, la o petrecere în aer liber. Cam așa văd eu purtat parfumul acesta. Mai am trei parfumuri și gata, am terminat. Un parfum de la Lorina se află în colecția mea. Este vorba despre Boss Girl, o clonă a lui Bacara Rouge. Este un parfum reușit, un parfum pe care mă bucur că am ocazia să-l am în colecție. Și pe această cale, trebuie să-i mulțumesc Cristinei Preda pentru că ea mi l-a oferit cadou. Este un parfum puternic, un parfum cu foarte multe note afrodisiace, un parfum sexy, un parfum care cu siguranță atrage bărbații. Un parfum care primește foarte multe complimente și este parfumul care îl are pe vin în coace. Eu așa văd acest parfum. Și mai am două parfumuri. Unul dintre ele este de la Marks and Spencer, se numește Calm After the Storm, apa de parfum, 100 de ml, din gama Provenance. Un parfum pe care l-am descoperit întâmplător, dar pe care îmi place că l-am în colecție. Un parfum fresh care mă trimite cu gândul la mare, un parfum care, după cum îi spune și numele, este ca o gură de aer proaspăt. Un parfum pe care vrei să îl simți, nu știu, dimineața când deschizi geamurile larg. Îmi place foarte mult și este un parfum pe care am început deja să îl port și cu siguranță va fi un parfum de zi de zi. Pentru că este ușor de purtat și minunat în același timp. Și tot de la Marks Spencer, dar de data aceasta un parfum preferat. Cred că este parfumul care îmi place cel mai mult din această colecție. Provenance Under the Palm Trees. Se numește, tot 100 de ml, aceea sticluță foarte simplă, frumoasă. Parfumul acesta este, așa cum am mai spus, Parfumul meu de bună dimineața și de noapte bună este mirosul cu care vreau să mă trezesc dimineața, mirosul cu care vreau să ador. Este parfumul care strigă categoric a vacanță și mai ales dacă nu vă permiteți în viitorul apropiat să mergeți într-o vacanță exotică, pentru că, da, acesta are foarte multe note uh, exotice. Aș putea spune că acesta este o soluție care să vă astâmpere puțin pofta de vacanță. Mă bucur mult pentru că îl am în colecție și pot spune că persistă foarte bine pe pielea mea. De regulă, caut notele de cocos în parfumuri și mă bucur de fiecare dată când descopăr parfumuri de genul acesta: și ieftine, și bune. Acestea au fost și toate parfumurile care se află în momentul actual în colecția mea de parfumuri. Sper că v-a plăcut videoul acesta, că nu l-ați găsit ca fiind unul plictisitor. Sper că ați descoperit și voi de ce nu printre parfumurile mele, parfumuri pe care nu le aveți încă în colecție și care v-au făcut cu ochiul. Știu că sunt foarte multe parfumuri, pe care sunt sigură că nu le voi termina în viitorul apropiat, probabil că va trebui o viață întreagă să le termin, dar ceea ce vă pot spune este că această colecție a mea de parfumuri cu siguranță va crește. Voi mai face un astfel de videoclip, probabil anul următor, pentru că, da, sunt sigură că vă mai aduce și alte parfumuri noi în colecția mea. Deja, parfumurile au devenit ceva indispensabil mie, și îmi place foarte mult atunci când am ocazia să miros un anumit parfum. Și asta pentru că îmi oferă acea libertate pe care eu o caut, și anume să îmi pot exprima gândurile cu referire la un anumit lucru așa cum vreau eu, așa cum îl văd eu în imaginația mea. Și îmi place pentru că parfumurile lasă loc. Suficient imaginației noastre Așa că ceea ce vă pot spune este să vă jucați cu imaginația voastră Atunci când mirosiți un parfum Și să închideți ochii pentru că sunt sigură că acel parfum va reuși să vă teleporteze Într-o lume în care voi vă doriți să fiți Cam atâta și cu uh, colecția mea Sper că v-a plăcut dacă este așa, vă rog să-mi scrieți în căsuța de comentarii. Până la următorul videoclip, aveți grijă de voi. O să vă las undeva pe aici și cu alte clipuri de ale mele. Aveți grijă de voi, eu v-am pupat. Pa, pa!